Vom prezenta în această lecție rezolvarea unei duble inegalități în care intervine integrala definită. Iată exercițiul. Să se demonstreze inegalitatea. 1 mai mic sau egal decât integrală de la 1 pe 2 la 1 din x pătrat plus 1 supra x dx mai mic sau egal decât 5 pe 4. Vom avea două abordări diferite în ce privește studiul acestei duble inegalități, rezolvarea acestui exercițiu. Mai întâi, o metodă, numim metoda întâi, o metodă care va consta în studiul variațional al funcției indicate în integrală, adică a funcției f dată de legea f de x egal cu x pătrat plus 1 supra x. Funcția aceasta vom studia, pentru a avea o imagine de ansamblu a acestei funcții, pe domeniul maxim de definiție, și anume funcția vom considera f definită pe R stelat, întrucât avem x diferit de 0 pentru a exista fracția, cu valori în mulțimea numerelor reale. Așadar, funcția f definită pe R stelat cu valori în R dată de legea f de x egal cu x pătrat plus 1 supra x. În vederea realizării tabloului de variație al acestei funcții, vom pune în evidență, în mod succint, câteva elemente esențiale, și anume vom începe cu derivata. Deci f derivat de x este egal cu x pătrat plus 1 supra x, totul derivat, egal cu, începem cu linia de fracție, numitorul este x pătrat, avem de derivat un cât, deci x pătrat plus 1 derivat ori x nederivat este 2x ori x, deci 2x pătrat, minus, deschidem paranteza, x pătrat plus 1 nederivat ori x derivat, care înseamnă x pătrat plus 1. Este egal cu totul supra x pătrat. Calculul îl facem destul de rapid, întrucât interesul este să rezolvăm dubla inegalitate, iar nivelul de cunoștință îl considerăm ușor peste mediu. La numărător avem 2x pătrat minus x pătrat minus 1, deci conduce la x pătrat minus 1. Reținem acest rezultat pe care îl scriem deoparte, deci derivata este f derivat de x egal cu x pătrat minus 1 supra x pătrat. Rezolvăm și ecuația atașată derivatei, f derivat de x egal cu 0, implică x pătrat minus 1 supra x pătrat egal cu 0, respectiv numărătorul egal cu 0, deci conduce la x pătrat minus 1 egal cu 0. De aici rezultă x pătrat egal cu 1 și deci x1, 2 este egal, desigur, cu plus minus 1. Reținem în felul acesta două puncte în care derivata se anulează, adică două puncte deocamdată le numim critice, x1 egal cu minus 1 și x2 egal cu 1. De asemenea, putem calcula valoarea funcției în punctele în care derivata se anulează. Dacă x este minus 1, atunci f de minus 1 este egal cu, funcția este x pătrat plus 1 supra x, deci f de minus 1 este 1 plus 1 supra minus 1, deci minus 2. Și dacă x2 este egal cu 1, rezultă f de 1 este egal cu 1 plus 1 supra 1, deci 2. Putem aduce în prim plan și tabloul de variație, renunțând la o parte din calculele efectuate, întrucât am reținut aici rezultatele principale ale derivatei. Iată tabloul de variație în care considerăm pe prima linie x,
de la minus infinit la plus infinit. Pe coloană avem, desigur, f derivat de x și pe ultima linie rezultate referitor la variația funcției f de x. Punem în evidență de asemenea și domeniul de existență. La 0 nu există funcția și, desigur, în dreptul lui 0 nu există nici funcția, nici derivată. Valori semnificative pentru x sunt minus 1 și 1, acolo unde derivata se anulează, de minus 1 și 1. La minus 1 derivata este 0, de asemenea și la 1, iar valoarea funcției în minus 1 este minus 2, am calculat alături, respectiv în 1 valoarea funcției este 2. Putem pune în evidență și semnul derivatei, întrucât derivata are legea x pătrat minus 1 spre x pătrat, la numitor este întotdeauna pozitiv, semnul derivatei este determinat de numărător, x pătrat minus 1, care provine sau se revendică de la o funcție de gradul 2, care între rădăcini are semn contrar lui a, lui 1, deci între minus 1 și 1 derivata este negativă, iar în afară are semnul plus. De asemenea, mai putem pune în evidență faptul că la 0 funcția va admite o asimptotă, întrucât limita la stânga, dacă ne uităm la funcția f de x egal cu x pătrat plus 1 supra x, numărătorul fiind întotdeauna pozitiv, sumă de pătrate, la numitor este variabil în semn, respectiv la stânga lui 0 va fi minus, iar la dreapta plus, ceea ce înseamnă că limita din f de x când x urcă către 0 va fi minus infinit, iar la dreapta plus infinit după o judecată similară. De asemenea, studiul funcției la plus infinit respectiv la minus infinit conduce la, odată pentru x tinzând la infinit, conform unei reguli cunoscute, dacă gradul numărătorului e mai mare decât gradul numitorului, limita la plus infinit este 1 supra 1 ori infinit la puterea 2 minus 1, deci este plus infinit. Limitele acestea sunt clasice, elementare. Iar la minus infinit va fi minus infinit la puterea 2 minus 1, deci rămâne minus infinit. Am trecut mai rapid peste calculul acestor limite, repet, întrucât avem de-a face cu elevi care urmăresc această lecție și care au depășit faza exercițiilor elementare și aceste limite se pot calcula foarte ușor. Deci, suntem în faza în care vom stabili monotonia funcției. Acolo unde derivata este pozitivă, funcția este crescătoare, este și pertinent să se întâmple acest lucru de la minus infinit la minus 2, deci funcția este crescătoare. Apoi, având în vedere că derivata este negativă, funcția este descrescătoare. Între 0 și 1 funcția de asemenea este descrescătoare, de la plus infinit la 2, și pe interval 1 plus infinit funcția este crescătoare. În felul acesta s-au înregistrat la minus 2 un maxim local și la 2 un minim local. Interesul nostru privind variația funcției se marginește însă, așa cum apare în inegalitatea noastră, la intervalul 1 pe 2, 1, interval desemnat de integrala definită. Am dorit totuși să prezentăm în ansamblu cum arată funcția și, bineînțeles, pe acest tabel vom pune în evidență și zona de interes pentru exercițiul pe care îl avem. Și anume, este vorba de valoarea 1 pe 2 desemnată în integrala definită, iată, și ne interesează din tot acest tabel, pe care, repet, l-am făcut cu lux de amănunte, cu mai multe amănunte decât trebuiau, probabil. Aceasta este zona care
prezintă interes. Fapt pentru care vom dezvolta această zonă într-un alt tabel în care prezentăm variația funcției numai pe intervalul 1 pe 2, 1. Iată acest tabel. Din nou vom scrie x, f deriva de x și f de x. De data aceasta, asemenea unui zoom de pe calculator, vom trece doar intervalul 1 pe 2, 1, cum spuneam, zona de interes pentru exercițiul nostru. La 1, derivata se anulează, cum arată pe primul tabel, acolo unde funcția are valoarea 2. Iar la 1 pe 2, funcția f de x, deci funcția f, va avea valoarea următoare. Deci calculăm și f de 1 pe 2. F de 1 pe 2 este egal cu, conform legii funcției x pătrat plus 1 supra x, vom avea 1 pe 2 la pătrat, adică 1 pe 4, plus 1 supra 1 pe 2. Egal în continuare, 1 pe 4 plus 1 este 5 pe 4, ori a doua inversată, ori 2 supra 1. După simplificare, obținem 5 pe 2. Iată, deci, la 1 pe 2, funcția este 5 pe 2. Semnul derivate este indicat în această zonă, este negativ peste tot. Ceea ce înseamnă că funcția, ceea ce indică faptul că funcția este, desigur, descrescătoare pe acest interval. Se pune astfel în evidență faptul că 5 pe 2 pe intervalul 1 pe 2, 1 este maxim al funcției pe acest interval, iar 2 este minimă funcției pe intervalul 1 pe 2, 1. Se pune astfel în evidență faptul că, iată, vom scrie în această zonă, deci rezultă în felul acesta, că funcția f de x se află între 2 și 5 pe 2, între minima funcției și maximul ei. Deci 2 va fi mai mic sau egal decât f de x și mai mic sau egal decât 5 pe 2. Și aplicăm acum o proprietate cunoscută. Putem integra în dubla inegalitate și inegalitatea rămâne neschimbată. Deci vom integra de la 1 pe 2 la 1. Și rezultă, în felul acesta, integrală de la 1 pe 2 la 1 din 2 de x, care înseamnă 2 integrală de la 1 pe 2 la 1 de x, va fi mai mic sau egal decât integrală de la 1 pe 2 la 1 din funcție, din f de x de x, și mai mic sau egal decât integrală din 5 pe 2, constanta poate trece în față, 5 pe 2 integrală de la 1 pe 2 la 1 de x. Efectuăm calculele pentru cele două integrale simple de la stânga și la dreapta. Rezultă în continuare 2 ori x de la 1 pe 2 la 1, integrala din dx, mai mic sau egal decât integrala de la 1 pe 2 la 1 din f de x de x, mai mic sau egal decât 5 pe 2, de asemenea, ori x de la 1 pe 2 la 1. Rezultă mai departe. Avem 2 pe lângă 1 minus 1 pe 2. Aplicăm la Newton, desigur. Mai mic sau egal decât integrală de la 1 pe 2 la 1 din f de x de x. Mai mic sau egal decât 5 pe 2. Pe lângă x de la 1 pe 2 la 1 înseamnă 1 minus 1 pe 2. 1 minus 1 pe 2 este 1 pe 2,
Deci rezultă 2 ori 1 pe 2 este 1, mai mic sau egal decât integrală de la 1 pe 2 la 1. Din f de x de x, de data aceasta vom scrie efectiv cine este f de x, este x pătrat plus 1 supra x de x, mai mic sau egal decât 5 pe 2 ori 1 pe 2 este 5 pe 4 și am obținut în felul acesta dubla inegalitate din cerința din enunț. Iată, în felul acesta, studiind variațional funcția indicată în integrală, am stabilit și dubla inegalitate, evitând, desigur, calculul efectiv al integralei. Și acum vom prezenta o a doua metodă, deosebit de interesantă, cred, și anume folosind teorema de medie. Pentru aceasta vom debarasa din tablă. Deci, a doua metodă, utilizând, cum spuneam, teorema de medie. Reamintim teorema de medie. Pentru o funcție f definită pe un interval AB, cu valori în R, o funcție care este continuă, deci f continuă, rezultă, bineînțeles, continuitatea implică faptul că funcția este integrabilă, rezultă că în aceste condiții există un punct C în intervalul AB astfel încât să avem următoarea egalitate. Integrală de la A la B din f de x de x să fie egală cu f de acel c, deci f de c, pe lângă b minus a. Vom rămâne puțin la această teoremă pentru a pune în evidență o modalitate prin care ea poate fi reținută foarte ușor. Și anume, creăm următoarea imagine într-un sistem de axe XOY. Avem o reprezentare fictivă a funcției pe intervalul AB. Iată, pe intervalul AB. Și acum, prin două drepte paralele duse prin A și B, vom considera o bandă a planului euclidean în care am putea să reprezentăm fictiv acest grafic. Iată, sub o formă ca aceasta. Și acum vă invit la un exercițiu de imaginație, și anume vom considera că avem un pahar cu baza AB, în care graficul funcției indică situația la un moment dat a unui lichid în pahar datorată unui moment de turbulență și care, într-un moment ulterior de echilibru, ajunge să ia forma aceasta, dată de segmentul acesta orizontal, albastru, deci după ce lichidul își revine în pahar. Bineînțeles, secvența aceasta este o secvență plană a volumelor care rămân aceleași. Deci volumul din pahar este același, dar, bineînțeles, forma geometrică este diferită. În felul acesta punem noi în evidență, în prima instanță, în momentul de turbulență, avem un grafic a unei funcții ce indică și o arie corespunzătoare, și anume, iată, este vorba de această arie, care se calculează conform, bineînțeles, integrale definite. Funcția, în cazul acesta, din această imagine, este pozitivă și avem aria indicată calculată prin integrala definită. Adică este vorba de aria integrală de la A la B din f de x de x.
Apoi, același volum este pus în evidență de o suprafață dreptunghiulară, care reprezintă o arie egală cu aria desemnată de integrala definită. Iată, punem în evidență, este vorba, cum spuneam, de aria unui dreptunghi. Iată acest dreptunghi, care are baza B minus A, iar lățimea acestui dreptunghi, sau înălțimea acestui dreptunghi în această situație, poate fi indicată de punctul de intersecție dintre grafic și această dreaptă paralelă, care, proiectat pe axa X, pune în evidență și abscisa acestui punct de pe grafic, care nu este altcineva decât un punct C. Avem C între A și B, iar punctul de intersecție indică, de fapt, valoarea F a funcției în punctul C. Și atunci, area acestui dreptunghi, care este aceeași cu area desemnată de integrala definită, va fi baza, adică B minus A, înmulțită cu lățimea sau înălțimea, care este F de C. Cele două numere, B minus A ori F de C, și numărul desemnat de integrala definită, integrala de la A la B din F de X de X, sunt egale, deci cele două arii sunt egale, ceea ce pune în evidență tocmai concluzia din teorema de medie. Și acum vom aplica rezultatul acestei teoreme pentru rezolvarea dublei inegalități. Pentru aceasta vom debarasa tabla. Iată. Și vom încadra, desigur, rezultatul pe care îl vom aplica în cele ce urmează. Și acum aplicăm la exercițiul nostru această teoremă. Vom considera pentru aceasta funcția f, definită pe intervalul închis 1 pe 2, 1, cu valori în R, dată de legea f de x egal cu x pătrat plus 1 supra x. Anunțăm faptul că, în mod evident, funcția f este continuă pe intervalul 1 pe 2, 1, fapt pentru care este permisă aplicarea teoremei de mai sus. Deci rezultă, conform acestei teoreme, că există un punct C aparținând intervalului 1 pe 2, 1, astfel încât integrala noastră, deci integrala de la 1 pe 2 la 1 din f de x de x să fie egală cu f de c, deci valoarea funcției în punctul c, pe lângă b minus a, adică pe lângă 1 minus 1 pe 2. Putem continua. Aceasta este echivalent cu integrală de la 1 pe 2 la 1 din f de x de x egal cu f de c, adică c pătrat plus 1 supra c, deci cu c pătrat plus 1 supra c, ori 1 pe 2. Deci putem scrie c pătrat plus 1 supra 2 c. În felul acesta identificăm valoarea acestei integrale definite cu o expresie în funcție de c. C pătrat plus 1 supra 2 c este valoarea acestei integrale definite. Vom nota dubla inegalitate cu asterix și în felul acesta a demonstra dubla inegalitate asterix înseamnă a demonstra următoarea dublă inegalitate. Să demonstrăm că 1 este mai mic sau egal decât c pătrat plus 1 supra 2c, mai mic sau egal decât 5 pe 4. A doua inegalitate, 2, c pătrat plus 1 supra 2c,
mai mic sau egal decât 5 pe 4. Înmulțim cu numitorul comun, cu 4C. Din nou amintim faptul că C este un număr pozitiv, nu schimbă sensul inegalității. Rezultă în continuare, aici s-a amplificat cu 2, deci 2C pătrat plus 2 mai mic sau egal decât 5C. Rezultă 2C pătrat minus 5C plus 2 mai mic sau egal cu 0. Desigur, se poate rezolva cu metode cunoscute din clasa 9, semnul funcției de gradul 2 cu variabila C. Preferăm să descompunem un factor pentru a afla mai ușor rădăcinile, cred. Și anume vom scrie într-o primă fază 2C pătrat minus C minus 4C plus 2 mai mic sau egal cu 0. Din primii doi dăm factor comun pe C. C pe lângă 2C minus 1. Din ultimii doi termeni dăm factor comun desigur pe minus 2. Pe lângă 2C, atenție la semn, minus 1, mai mic sau egal cu 0, de unde ajungem la o descompunere în factori în partea stângă, 2C minus 1 pe lângă C minus 2, mai mic sau egal cu 0. Avem de verificat această inegalitate în condiții de, repet, când C aparține lui 1 pe 2, 1. Desigur, rădăcinile sunt 1 pe 2 și respectiv 2, iar pentru semnul funcției de gradul 2, între rădăcini vom avea semn contrar lui A, deci negativ, semn contrar lui 2. Deci, din această inecuație rezultă că C aparține intervalului închis 1 pe 2, deci între rădăcini este negativ, deci 1 pe 2, 2. Cu alte cuvinte, această inegalitate este adevărată dacă C aparține lui 1 pe 2, 2. Dar C aparține 1 pe 2, 1 din datele problemei. Întrucât, am spus, există un C între 1 pe 2 și 1, astfel încât să se întâmple această egalitate desemnată de teorema de medie. Dacă 2C minus 1 pe lângă C minus 2 mai mic sau egal cu 0 pentru C aparține 1 pe 2, 2, atunci și a doua inegalitate, iată, este adevărată. Am demonstrat astfel pe rând cele două inegalități, deci C pătrat plus 1 supra 2C, într-adevăr, este mai mare sau egal decât 1 și mai mic sau egal decât 5 pe 4. În final, mai facem și aprecierea că, iată, C pătrat plus 1 supra 2C este echivalentul integralei definite. Deci C pătrat plus 1 supra 2C este tocmai integrala definită, adică integrala de la 1 pe 2 la 1 din f de x de x, deci din x pătrat plus 1 supra x, despre care am demonstrat că se află între 1 și 5 pe 4, deci mai mare sau egal decât 1 și mai mic sau egal decât 5 pe 4. Și iată, un al doilea mod de abordare, deci o a doua metodă prin care s-a putut demonstra această dublă inegalitate, repet, fără a fi nevoit să calculăm efectiv integrala. Atrag atenția asupra faptului că ar putea să existe și o a treia metodă, cea prin care vom calcula integrala, dar inegalitățile care trebuie pe urmă demonstrate în această ipostază oferă un travaliu enorm, fapt pentru care metoda de rezolvare a integralei pentru acest exercițiu va fi neluată în seamă. Aceste două metode le considerăm în continuare pertinente pentru acest exercițiu.